legate de bani, de starea financiară a clubului, sunt greu de surmontat. Negociarea lui Vâlceanu. Se uită Companio cu Myers, Țicu, încă o recuperare a lui Sorescu. Pasă riscantă, pap. Trimite Mateus, propriului portar. Parcă se simte nevoia de Ed Juma în jocul FCSB-ului. Cine se iasă? Puțin cam, puțin cam prea direct, prea fizic. Centrare bună, lovitură de cap și mingea este în poartă. Îl scrie Companio în sfârșit din acțiune. Centrare ideală a lui Radunovici. Și legalează pe Duganzic. Avem doi oameni cu 16 goluri în acest moment în fruntea clasamentului golghetelor. Cifră bună pentru etapa cu numărul 28. Omrani l-a luat frigul văzând această dublă. 3-1. Putea golul pentru că Petrolul nu mai ținea deloc de mici. Companiu spunea într-un interviu după acel meci cu Craiova: am atat de toate pozițiile, dar poate va veni și ziua când voi marca din toate pozițiile. Iată la cum reușit să dea un gol frumos. Centrarea este de calitate, dar și el sare perfect. Își face treaba de atacant. Dă de unde vine mingea. Ce șansă pentru Vâlceanu. Ce centrare bună de Radunovici. Ideală. Sunt trei jucători care sar acolo cu Companio. Unul este Myers, pe care mingea îl depășește. Myers este în fața lui Companio. Să încerc că îl scoți din cercul suspecților, din cercul vinovaților. Dar te întreb de ce Mateus nu ajunge să dea cu capul, pentru că el îl vede pe Companio. Cum a sărăs cu Cordea?